Anul acesta, peste 90% din drumurile din comuna Mirșit vor fi asfaltate și vor continua lucrările pentru introducerea canalizării. Primarul Călin Bereschi spune că bugetul comunei pe acest an este de aproape 4.400.000 de lei, iar 1.900.000 de lei vor fi folosiți pentru investiții și reparații. Noi am început și în bugetul de anul ăsta ne-am cuprins suma necesară și am început deja la un studiu de fezabilitate la Moigrad, pe care îl facem împreună cu Comuna Creaca, pentru că noi acolo nu aveam altă soluție. Zona gravitațională se duce spre Creaca, încolo către Jibou, și am găsit înțelegere din partea domnului primar de la Creaca pentru a ne lega la conducta lor și gravitațional canalizarea să meargă către Jibou, unde sperăm că vom ajunge să beneficiem de stația de epurare de la Jibou. Această lucrare de apă și canalizare a fost începută anul trecut. V-am zis undeva 15-20%. Noi anul ăsta trebuie să o continuăm și m-aș bucura să o și finalizăm. Din discuțiile avute cu constructorul, mi-a spus că dacă lucrurile ar decurge normal, în cursul acestui an ar putea fi în mare lucrarea executată. O altă lucrare pe care o avem la nivel de comună și care este pe fonduri europene, formând o asociație cu Adi Valea Sălajului, respectiv suntem 4 comune la 4 milioane de euro, undeva în jur de 1 milion de euro pentru fiecare comună, și să asfaltăm circa 10 km de străzi și ulițe în satele din comună. Aici avem și o cofinanțare, care o parte din cofinanțare se vede în bugetul aprobat. Lucrarea e în toate cele 4 sate ale comunei și cu această ocazie, dacă reușim să ducem la bun sfârșit, pot să spun că cam 90% din străzile și ulițele din Intravilan în toată comuna sunt asfaltate. Ceea ce nu e un lucru rău. Acum, cu ce nu sunt eu prea de acord, dar nu le putem să le gândim chiar cum vrem noi, e că vedeți dumneavoastră, să facă asfaltări și după aia venim cu rețeaua de apă și canalizare. Același lucru l-avem și la Popeni, unde am găsit cu constructorul o soluție de a diminua cât mai mult deteriorările care apar. Și noi credem că am reușit și că refacerile care sunt cuprinse în devize acolo vor rezolva până la urma urmii lucrurile care se strică, se deteriorează.